dată încredere în Laurențiu, ca să înțeleagă și Anca. Pentru că există sunt două relații total diferite, între mine și Laurențiu e relație de prietenie, este normal să am încredere că mă respectă. Aha, dar iubitul tău nu te respectă? Hai. Ba da, dar el, la el... Nu, cred că e vorba despre cenzură. Între Laurențiu și Constantina era vorba de acea cenzură. Dom'le, trebuie să te porți corespunzător, nu da. Adică nu-și permite Laurențiu să facă anumite glume, cum și-ar putea permite, de exemplu, da, iubitul ei. Da, în schimb, ei fiind mai apropiați, era posibil la un moment dat Raimund să-i facă o glumă și să-i facă o surpriză. Nu s-a întâmplat treaba asta. Acum, Anca, a exagerat Raimund că a luat sensul celălalt negativ? Sau Constantina a spus tot ceea ce a gândit și avea motive să aibă mai mare încredere în Laurențiu? Cred că a reacționat, a fost așa, pe viteză, mult prea repede a reacționat. Data viitoare, mai încet. Cine, Raimund? Nu cu viteză, mai încet. Cine, așa. Raimund sau Constantina? Raimund. Deci Raimund. Adică Raimund nu trebuia să interpreteze în sensul ăsta. Nu așa, da, nu așa direct. El oricum știe că am încredere în el. Important este să comunice. Probabil pentru că m-am supărat. El a vrut să se supere și el și... Acum, faptul că ea nu i-a arătat desenul lui. Așa. Ea are o mare problemă că Raimund spune nu există intimitate într-un cuplu. Ea spune, ba da, este intimitatea mea, desenul meu, mintea mea. El spune, sunt iubitul tău, trebuie să văd. Cine are dreptate? Păi nu știu dacă dreptate are unul sau celălalt. Cred că este vorba de nevoi. Ea are probabil o nevoie mai mare să de spațiu personal, de spațiul ei personal, dar intim, ea cu ea. Trăirea ei a spus și, să deseneze ceea ce o reprezintă și pe mine. De-aia mă interesa că dacă o punea să deseneze un copac, mă interesa cum arată și, copacul. Și Raimund e foarte curios. El vrea cumva să-i depășească limita asta a spațiului. Adică ar fi trebuit să-i lase un spațiu doar al ei? Da, ea probabil că are nevoie de un spațiu mai mare. Deci până acum Raimund văd că 2-0, nu știu cum să zic. Văd că 0 la 2, știi? Nu știu cum să zic. Eu văd altul. Cum vezi Raimund asta? Eu văd că dacă ea ce și-a scris acolo, ce a desenat, pe mine nu mă interesa că eram eu curios să văd de exact. Păi să-i văd stare ei, să văd ce o reprezintă, ce desenează. Că am spus și în emisiune, dacă desena 6-6-6 și dragi pe acolo, clar aveam o părere mișto. Negativă. Păi bineînțeles. Și vreau să văd care să să o cunosc până ce faceți dumneavoastră. Da, da, asta o întreb. Uite, vreau să văd desenul. Ești de părere cu chestia asta și dacă zice nu, nu e. Ce? Dacă nu vrea să-ți arate desenul, dacă nu vrea să ți-l arate... Păi nu, că ea nu vrea să-mi arate că era rușine de prostiile care desenează. Și am spus ei că pe mie nu trebuie să fie rușine de mine pentru ce desenează ea. Putea să deseneze orice și un bețișor de urechi. Da, da, era alegerea ei. E alegerea ei, dar vezi? E alegerea ei că e rușine. Asta mă deranjează, că e rușine să-mi arate. Nu că nu vrea ea că are nevoie de intimitate, că e rușine de ce o să cred eu despre ea. Asta e problema. Nu că vrea ea intimitate. Păi. Poate că aveți mai mult timp să vă cunoașteți mai bine. Deci asta am încercat să explic, pentru să fie rușine. Apropo de asta de cunoscut mai bine, nu mai avem noi timp astăzi, am și o întrebare. De ce n-ați vrut să spuneți fiecare despre celălalt în ce animal îl vedeți? În ce, adică dacă s-a identificat bine sau dacă ar fi putut să fie caracterizat mai bine de un alt animal. La fel cum n-ați vrut să se vadă desenele voastre de către ceilalți. De ce nu vă deschideți? Ca să avem, într-adevăr, să fie așa un fel de, nu știu, să ne cunoaștem cu toții. De ce nu vreți să participați? Nu e adevărat. Cum să spuneți că sunteți în... Doamna Mirela, eu i-am spus, doamnei psiholog,